seara, sunt Alexandra Ghețea și vă prezint știrile Eforie TV. Verdict privativ de libertate pentru fostul viceprimar al comunei Tuzla. Marian Sărăcilă, fiul său Doru Sărăcilă și alți doi săteni din Tuzla au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 29 de zile. Cei patru au fost implicați în scandalul petrecut pe 30 septembrie în localitate, în urma căruia un grup de motocicliști a fost agresat cu rănci și bâte. Conflictul a pornit de la o banală depășire în trafic, care mai apoi s-a transformat într-o cursă infernală între Marian Sărăcilă, fostul viceprimar al comunei Tuzla, și patru motocicliști care se îndreptau spre Vama Veche. Camerele de supraveghere au surprins momentele în care Sărăcilă a forțat depășirea motocicliștilor, fiind nevoit să intre pe contrasens. În goana lui nebună cu SUV-ul, fostul viceprimar a fost filmat de camerele fixe montate în comună în timp ce își cana pe motocicliști. La un moment dat, protagoniștii s-au oprit în apropiere de drumul care duce spre aerodromul Tuzla pentru a pune capăt întrecerii de pe șosea. Din acel moment, spiritele s-au încins și a început un scandal monstru din care nu au lipsit bâtele, rângile și victimele. Martorii au declarat atunci că Sărăcilă și-ar fi chemat în ajutor niște prieteni care au împărțit pumni în stânga și în dreapta. După ce și-au atins scopul de a-i lăsa aproape fără suflare pe motocicliști, agresorii s-au urcat într-o mașină și au fugit de la locul faptei. Una dintre victime a ajuns la spital. Pe 8 octombrie, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au început urmărirea penală împotriva lui Sărăcilă, a fiului său și a celorlalți doi agresori, trei dintre ei fiind reținuți pentru 24 de ore. Astăzi, Sărăcilă a așteptat verdictul magistraților în stare de libertate, întrucât îi expirase perioada de reținere, însă libertatea sa a durat doar o oră, pentru că a fost arestat la scurt timp. Din păcate, Constanța ocupă un prim loc nedorit în ceea ce privește numărul de copii abandonați în spitale. Numai anul acesta, peste 100 de micuți au fost părăsiți în unitățile sanitare. Îngrijorător este faptul că suntem fruntași și la numărul mamelor minore. Mai exact, 30 de astfel de tinere au născut în Spitalul Județean în 2012. Numărul cazurilor de copii abandonați, neglijați și abuzați din Constanța a crescut îngrijorător. Conform ultimelor statistici ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, anul trecut au fost abandonați în spitale peste 200 de copii. Nici statisticile de anul acesta nu arată prea bine, pentru că până acum peste 100 de micuți au fost părăsiți în aceleași condiții. Din această cifră fac parte nou născuții, dar și micuții care au fost internați la pediatrie și părinții au părăsit. Situația se menține aproximativ la fel. Avem un număr variabil în termen foarte mici, între 10 și 12 copii abandonați, în sensul că pe unii preiau familiile sau familiile foster, însă vin alții în loc. Deci întotdeauna avem un număr de 10-12 copii și avem iarăși un număr de copii care sunt aduși și lăsați în mod sistematic perioade mai lungi de către familii. Din păcate, Constanța ocupă primul loc și în cazul mamelor minore. Față de anul trecut, numărul acestora s-a dublat. DGASPC a înregistrat în 2012 peste 27 de dosare în care vârsta tinerelor a scăzut dramatic, către 12 ani. În peste 80% din cazuri, adolescentele sunt de etnie romă. Cazurile au crescut sau numărul acestor cazuri a crescut. Copiii care intră în sistem și dacă tot vorbim de primul loc pe țară, din păcate suntem pe primul loc la copii părăsiți în unitățile sanitare. O altă problemă îngrijorătoare care ia amploare în orașul de la Malul Mării este numărul mare de copii cu handicap. Din cauza problemelor de sănătate ale micuților, din ce în ce mai mulți părinți au hotărârea de a-i abandona. DGASPC Constanța are în evidență peste 2000 de astfel de cazuri, iar cifra crește de la an la an. Lipsă de fonduri la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța. Pentru anul acesta, instituția a primit cu 8 milioane de lei mai puțin decât în 2011, ceea ce a dus la datorii către furnizori de peste 1 milion de lei. Mai mult, cifra s-ar putea să mai crească până la sfârșitul anului. Finanțarea către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost redusă în 2012 cu 27%. Asta înseamnă că pentru a funcționa la standarde normale, instituția ar mai avea nevoie de 8 milioane de lei. Păi de rezistat rezistăm. Problema este cât nu mai suportă cei la care avem datorii. Mai exact către furnizori în general de alimente, utilități, materiale.
Pe lângă lipsa fondurilor, DGASPC se confruntă și cu datorii către furnizori, care au ajuns la peste 1 milion de lei. Și asta nu e tot, pentru că dacă nu își vor achita dările la timp, sumele vor crește. Îngrijorător este faptul că numărul cazurilor sociale se mărește de la o zi la alta și implicit cresc și cheltuielile instituției. Ne păsuiau până acum, dar anul acesta s-a terminat cam repede bani. Cu toate că noi am făcut, fără să fie nevoie de acte normative cum erau în anii precedenți, am făcut tot ce se poate face, să reducem consumurile, deci fizic vorbim, numai că consumurile acestea, economiile noastre au fost, din punct de vedere valorii, nesemnificative. Este foarte greu. Foarte, foarte, foarte greu. Actul care reglementează sumele de bani acordate pentru fiecare beneficiar nu a mai fost modificat din anul 2007. Cei peste 3.000 de copii și adulți care beneficiază în prezent de serviciile Direcției de la Malul Mării primesc ajutoare cu valori între 1.400 și 2.370 de lei de persoană pe lună. Mai puțini oameni nevoiași pe străzi. Primarul Radu Mazăre a inaugurat 7 blocuri modulare în cartierul Henri Coandă, acolo unde zeci de familii cu venituri mici și fără locuințe își vor duce traiul de acum încolo. Noi locatari vor plăti la primărie chirii modice, ale căror valoare nu va depăși 70 de lei. Încă de când și-a făcut apariția în campusul social, îmbrăcat militarește cu deja faimoasă șapcă roșie, Radu Mazăre a fost asaltat de oamenii nevoiași. Păi dau să te băgă și pe matale. Păi acum nu e intru asta? Păi nu i-am dat capul, că e de pământ. La următoarea vrei să mai fac, uite, vezi? Le vezi uite-le încă nouă. Ia uite-le. Ai răbdare peste 2 luni de zile, mai sunt încă 4 locuri. În decembrie mai dăm încă. Mamă, unde stau, e fric și la vreme. Da, mamă, nu le vezi că le terminăm? Bine. Da? 1.000 de oameni au primit astăzi cheile de la locuințele lor. Vorbim de constanțenii pentru care visul unui acoperiș deasupra capului părea de neîmplinit. Cei care nu intră acum să aștepte răbdător, să facă o cruce sau să se roage la Allah, să fim sănătoși și să terminăm proiectul ca să intre și ei. Noi locatari vor plăti o chirie, iar sumele variază între 30 și 70 de lei pe lună, funcție de câte camere are apartamentul respectiv. Campusul social este amplasat în cartierul Tomis Nord și ocupă o suprafață de aproximativ 3 hectare. Proiectul, unic în România, în valoare de aproape 8 milioane de euro, prevede construirea și darea în folosință anul acesta a 816 unități locative, urmând ca anul viitor lucrările să fie finalizate. Elevii constanțeni au marcat astăzi ziua Holocaustului. Cu acest prilej, în unitățile de învățământ au fost organizate o serie de activități tematice. Evenimentul, desfășurat anual pe 9 octombrie, este dedicat victimelor care au pierit în acest episod dramatic al istoriei. Elevii Colegiului Național Pedagogic Constantin Brătescu au luat parte la cea mai importantă lecție de istorie, cea a Holocaustului. Această zi a fost marcată printr-o serie de activități care să evoce momentul istoric. Elevii au depus flori la monumentul din curtea colegiului, după care au ținut un moment de reculegere. Bun, pentru aceasta o să vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria acelor persoane, evrei și neevrei, care au murit în aceste condiții inumane. Sub coordonarea profesorilor de istorie și de desen, elevii au participat la o expoziție tematică de desene intitulată sugestiv Lacrimi pe o filă de istorie, urmată de un moment artistic. Această expoziție este dedicată evenimentului groaznic al Holocaustului, în care foarte mulți oameni au murit. Cum începutul? Nu-i destul? Și vă mă rog că m-ați făcut de racodă. Am să spun că este mutare de genușă. Și în sfârșit o să am din nou căvare de joacă. Dar tata unde este? Elevii au susținut și câteva prezentări pe tema Holocaustului, una dintre cele mai negre pagini ale istoriei. Această lecție de istorie, aș spune eu, trebuie oarecum să îi apropie de evenimente recente care s-au întâmplat și care consider că îi poate ghida în viață, în sensul că trebuie să ne îndemne la toleranță, înțelegere față de aproape, respect, dragoste față de cei din jur și să eliminăm tot ceea ce înseamnă xenofobie, tot ceea ce înseamnă rasism. Noi astăzi comemorăm Holocaustul prin expoziția de desene și picturi realizată de către elevii liceului nostru. Holocaustul este o pagină neagră a istoriei în care mulți oameni au avut de suferit. În al doilea război mondial, Hitler a vrut să
extermină toți evreii și a deportat în lagăre. De asemenea, în cadrul bibliotecii a fost organizată o mini-expoziție dedicată Holocaustului. Astfel de evenimente educative au avut loc la nivelul mai multor unități școlare din Constanța. Ziua de 9 octombrie 2012 este consacrată comemorării evenimentului tragic din istoria poporului evreu, și anume Holocaustul. În unitățile școlare din municipiul și județul Constanța, această comemorare implică organizarea de activități specifice. Mă refer la evocări ale momentelor tragice, expoziții de desene tematice, depuneri de coroane și gerbe de flori acolo unde sunt monumente de acest gen. Pe data de 9 octombrie, România marchează ziua Holocaustului, în amintirea celor peste 250.000 de evrei uciși după deportarea lor în 1941 în Transnistria. Marcarea acestei zile a fost stabilită prin lege în 2004, odată cu înființarea Institutului Național de Studiere a Holocaustului și cu aprobarea legii care pedepsește penal antisemitismul. Haideți să vedem ce puteți urmări în continuare! Muzeul de artă din Constanța găzduiește timp de 3 săptămâni expoziția Tudor Domesticus sau Printre strâmtori. Este vorba despre 42 de lucrări de pictură. Tomis Nord și Faleză Nord sunt în prezent cele mai căutate cartiere din Constanța în ceea ce privește cumpărarea de apartamente. La ce prețuri, vă spunem imediat în jurnal. Un parapet lung de peste 90 de metri s-a transformat într-un adevărat afiș cultural. Doi tineri artiști au muncit zile întregi pentru a da culoare și expresivitate unui zid stradal. Suprafața pictată este de 170 de metri pătrați. Un proiect de igienizare a unui parapet de circa 90 de metri s-a transformat într-un adevărat produs artistic. Doi tineri artiști au dat frâul liber imaginației și au lăsat amprenta pe zid. Am contribuit și cu ideea, amândoi am elaborat ideea, după aia ne-au apucat de treabă. Ne-au cerut ceva legat de muzică și ne-au dat mână liberă și noi au pornit totul de la Prisma, aceea este un cover de pe album de la Pink Floyd. Și de acolo a pornit totul. În stânga ne-am dus cu ce se vede și în dreapta cu partea de jazz. A fost greu? Nu neapărat, a fost mult de muncă, dar greu. Nu. Au muncit mai bine de 2 săptămâni și jumătate, iar de cele mai multe ori îi prindea seara. Rezultatul însă este demn de respect, iar creatorii spun că efortul a meritat din plin. Prima oară am conceput peretele cum am vrut noi să arate, după care mână liberă. Ne-am pus creativitatea la încercare. A fost greu să lucrezi atâta timp? A fost frumos, solicitant pe toate părțile. Te-ai mai implicat și în alte proiecte până acum de acest Nu, de așa amploare. Tinerii artiști au absolvit Facultatea de Arte, după ce anterior au învățat la Colegiul Național de Arte Regina Maria. De altfel, câțiva elevi de la liceu, însoțiți de profesoara lor, au venit să admire tabloul decorativ stradal. Cred că toată lumea ar trebui să beneficieze de puțină artă în viață și sper ca pe viitor, în calitate de elev a Colegiului Național de Arte, să pot să evoluez într-atât încât să mă implic și eu într-un asemenea proiect. Îmi place că transmite ceva. Transmite bucurie, transmite că toți ar trebui să avem muzică în viață, să fim fericiți și așa mai departe. Îmi creează o stare plăcută. Această inițiativă constă în igienizarea și estetizarea parapetului ce face legătura între strada Traian și prelungirea Traian. Este un parteneriat între Primăria Constanța și un club renumit din Constanța. Și e o atenționare civică, un exemplu că în Constanța se poate păstra curățenia. Proiectul a necesitat peste 25 de litri de vopsea decorativă pe o suprafață de 170 de metri pătrați. Nu este primul proiect de acest gen pe care îl avem în județul Constanța și sperăm că nici ultimul. Zidul transformat în produs artistic poate fi admirat oricând de trecători, pe aleea ce face legătura între Bulevardul 1 Mai și strada Traian. Muzeul de artă din Constanța găzduiește timp de 3 săptămâni expoziția Tudor Domesticus sau Printre strâmtori. Este vorba despre 42 de lucrări de pictură create atât în Turcia cât și în atelierul artistului. Tudor se află la cea de-a 7-a expoziție personală.
O mare parte a lucrărilor a fost pictată chiar în jurul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, prin care artistul a călătorit. El a încercat să reproducă fidel atât peisajele cât și cartierele prin care s-a plimbat. Cei drept alte lucrări au fost create în atelierul lui și reprezintă naturi statice. Tudor ne-a vorbit despre lucrarea reprezentativă pentru întreaga colecție. Este un cartier turcesc și undeva central se află o moschee cu un minaret, cu un gang și niște oameni care i-am făcut pe nuanțe de roșu, fiind vorba de Turcia. Cei care au fost prezenți la vernisajul lucrărilor s-au arătat încântați de operă. Și peisajele și culorile mi se par foarte vii și e ok, îmi place. Cred că este un artist în formare, pentru că văd că este acuarelă pe un desen deja realizat. Și are toate perspectivele. Dacă va continua în stilul ăsta, depinde ce-și alege și pe ce domeniu se fixează, pe pictură în ulei, pe grafică, pe acuarelă. Cea de-a șaptea expoziție a artistului cuprinde numai puțin de 49 de lucrări, acrilice și acuarele. În ceea ce privește planurile de viitor, Tudor vrea să expună în capitală, dar și în afara țării. Tomis Nord și Faleză Nord sunt în prezent cele mai căutate zone din Constanța în ceea ce privește cumpărarea de apartamente. Construcții vechi sau noi, cei care caută să cumpere o locuință se uită întotdeauna la bani. La polul opus, casele, deși la prețuri mici, nu prea au căutare. În timp ce apartamentele noi se vând la metru pătrat, cele vechi se vând la suprafață utilă. Potrivit agenților imobiliari, apartamentele noi se vând cu sume cuprinse între 800 și 1000 de euro pe metru pătrat construit. În schimb, cele vechi se dau la aceeași sumă, dar la suprafață utilă. Totul depinde însă și de zona în care sunt situate. Culmea, în Constanța, cele mai scumpe apartamente sunt în Tomis Nord, pentru că acolo se închiriază foarte bine și pe perioada studenției, și mai ales vara în regim hotelier, cu ziua. În ceea ce privește locuințele care au căutare, un factor decisiv este, bineînțeles, prețul. Apartamentele vechi, confort 4, după Sucevei, se vând pe la 26-28 de mii de euro. Apartamentele din Tomis Nord, mă refer că m-am referit la această zonă. Apartamentele confort 1, semi-decomandat, sunt în jur de 40.000 de euro, cele decomandate 42-45 de mii și cu trei camere sunt pe la 50 și ceva de mii, în funcție de cât de bine sunt puse la punct. În momentul de față, cele mai căutate zone din Constanța pentru cumpărare sunt Tomis Nord și Faleză Nord. Dacă la închiriere zona Faleză Nord nu prezintă interes, în ceea ce privește prețurile la apartamente, acestea sunt destul de ridicate. Unatul reprezintă apropierea față de stațiunea Mamaia, dar și plaja din zonă. La polul opus, în schimb, se situează casele, unde prețurile au scăzut foarte mult. Sunt case care se vând acum în zone proaste, bineînțeles case din chirpic, dar care au și un pic de teren și care costă începând cu 35.000 de euro. Prețul la case, prețuri mai mici, se găsesc în zonele viile noi, kilometru 5, Medea și chiar și în Coiciu. Deși piața imobiliară este destul de flexibilă, iar ofertele abundă, sunt puțini cei care într-adevăr au putere de cumpărare. Constanțenii au ocazia să învețe limbi mai puțin cunoscute. Spre exemplu, pasionații de cultură indiană au șansa să-și aprofundeze cunoștințele prin intermediul cursurilor școlii populare de artă. Și cei care vor să știe mai multe despre cultura romanii pot să apeleze la un profesor care este dispus să țină cursurile chiar și la domiciliu. Școala Populară de Artă Constanța ocupă primul loc pe țară la numărul de elevi înscriși la cele peste 20 de cursuri, care cuprind o gamă variată de specializări. Lecțiile de limba hindi reprezintă o noutate pentru constanțenii care au făcut din cultura indiană un hobby. Am primit oferta anul acesta de la o constanțeancă ce a făcut facultate la București și a făcut exact această specializare, hindi și romani.
iar pentru masterat a petrecut un an în India. Este un lucru cu totul special, un lucru deosebit, nemai întâlnit la noi până acum și chiar n-am dorit să avem astfel de cursanți. Și cei care își doresc să aprofundeze cunoștințele de limba romani au la dispoziție un profesor specializat pe acest domeniu. Pe lângă aceste două atracții culturale, instituția dispune de cursuri pentru cei care vor să-și descopere talentul în pictură, design, balet, pian, țambal sau nai. Cu ce gânduri ai venit la acest curs de design? În principal vreau să-mi dezvolt creativitatea și dacă se poate să învăț să desenez, să mă perfecționez în design vestimentar, asta ar fi foarte bine. Anul trecut, peste 700 de constanțeni s-au înscris la școală. Printre elevi se regăsesc de la copii de 4 ani până la bătrâni de 80 de ani. Urmează faza zilei! How are you? How are you? How are you? How are you? Hello? 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 How are you? Hello? Hello? What am I doing? Hello? Hello? Hola? Hola? Hola. 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 How are you? Pretty good. Oh, pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Hola. Hola. Cuckoo. Pretty good? Ну-ка, pretty good. Скажи еще. Pretty good, alright. How are you? Alright, alright, alright. Alright. О-о. Не, ну смех, конечно, вообще. Știrile se încheie aici, rămâneți în continuare pe Eforie TV, urmează emisiunea Ora de Dezbateri. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, scrieți-ne pe adresa de e-mail redacție@eforietv.ro sau pe pagina noastră de Facebook Eforie TV. O seară frumoasă vă doresc!